Slăviți să fie Domnul! Domnul să vă binecuvânteze că și în seara aceasta ați ales să fiți cu noi la închinare, la Biserica Peniel, zic ca Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Amin! Dacă nu vă cer prea mult, cei din spate, veniți un pic mai în față, să fie părtășia mai frumoasă. Sunt locuri pe partea asta, ultimile rânduri. Haideți, insistați, că e mai bine la căldură decât în spate la frig. Domnul să vă binecuvânteze. Am vrea să ne ridicăm în picioare. Noi la Biserica Peniel avem un obicei foarte frumos. Avem câte un psalm în fiecare săptămână. Și în săptămâna aceasta este psalmul cu numărul 111. Am vrea să fie un psalm în care să ne întărească în săptămâna care ne stă în față. Și așa de frumos începe și în timpul ce îl repetăm, ce îl recit, aș vrea să invit echipa de laudă și închinare în față, să cântăm din toată inima după ce recităm acest psalm și am vrea să ne deschidem inima. Am vrea ca Dumnezeu să ne vorbească în seara aceasta. Dacă Dumnezeu să ne vorbească în seara aceasta, trebuie să ne deschidem inima. Haideți să facem o cercetare în inimile noastre și El să binecuvânteze orice se va face în locul acesta. Vreți lucrul acesta? Amin. Lăudați pe Domnul. Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea. În tovărășia oamenilor fără prihană și în adunare. Mari sunt lucrările Domnului, cercetate de toți cei ce-L iubesc. Strălucirea și măreția este lucrarea Lui și dreptatea Lui ține în veci. El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui, Domnul este îndurător și milostiv. El a dat hrană celor ce se tem de El, El își aduce pururi aminte de legământul Lui. El a arătat poporul Său puterea lucrărilor Lui, căci le-a dat moștenirea neamurilor. Lucrările mâinilor Lui sunt credincioșia și dreptatea. Toate poruncile Lui sunt adevărate, întărite pentru veșnicie, făcute cu credincioșie și neprihănire. A trimis poporului Său izbăvirea, a așezat legământul Său în veci. Numele Lui este sfânt și înfricoșat. Versetul 10, un verset foarte frumos. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă și slava Lui ține în veci. Amin. Haideți să ne deschidem inima, să cântăm din toată inima și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Ce dar măreț e Iisus Salvatorul, e tot ce poate cerul să-mi dea. E bucurie și neprihănire, e o dragoste ce-mi umple inima. Speranța mea, speranța mea e doar în Domnul Iisus. Viața mea să spun că Iisus pace-n dar mi-a adus tot ce sunt, sunt prin harul Său. Chiar dacă noaptea-n jurul meu se lasă, Iisus va fi mereu de partea mea. În slăbiciuni puterea Lui se arată, prin El trăiesc, e bucuria mea. El e păstorul bun. El e Sunt prin harul Său.
ierta, El prețul l-a plătit, El a murit pe cruce pentru mine și-a înviat din morți a treia zi. El a murit ca eu să-l am viață. Astăzi ești prin har sunt mântuit. Pot acum să declar liber sunt în Hristos. Tot ce sunt, sunt prin harul Său. Cu tot ce am, îl voi urma pe Iisus. El a promis că mă va duce în cer și zi de zi mă va întări, știu bine. Plâng voi ajunge în fața tronului. Credința mea în Domnul va rămâne. Toată gloria e doar a se va termina alergarea, voi striga, sunt al tău, ți-aparțin pe veci. Credința mea, haideți cu toți. Credința mea în Domnul va rămâne. Ia se va termina alergarea, voi striga, sunt al tău, ți-aparțin pe veci. Când se va termina alergarea, voi striga, sunt al tău, ți-aparțin. Mă dedic din nou cu tot ce sunt, Doamne. Tu viața mea o ții în mâna ta și sunt al tău. Iisus, eu mă-ncred în Tine. Iisus, Ție ți-aparțin. Pentru Tine eu trăiesc, pe deplin mă dăruiesc. Iisus, eu mă-ncred în Tine. Iisus, eu mă-ncred. Voy a ver.
Să ne închinăm lui Dumnezeu din toată inima. Atât de mult îmi place, ție mă închin, ție mă închin. Am vrea în seara aceasta să ne închinăm cu adevărat lui Dumnezeu. Așa cum a spus și cântarea, să ne închinăm cu adevărat lui Iisus. În rugăciunea care ne stă în față, mă gândeam ce putem, pentru ce ar trebui noi să ne rugăm. Sunt multe lucruri care ar putea să ne rugăm. Dar mă gândeam și ne-a venit în minte să ne rugăm pentru familie. La începutul programului a venit un frate. Înainte de a începe programul, a venit un frate și a spus să ne rugăm pentru o familie. Are un copil rebel. A făcut niște lucruri care nu sunt îngăduite să le facă. Ne rugăm ca Dumnezeu să susțină această familie. Și toți fiii risipitori să-i aducă înapoi la casă. Eu cred că Dumnezeu poate să lucreze. Voi credeți lucrul acesta? În primul verset spune, lăudați pe Domnul. Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, în tovărășia oamenilor fă prihană, și în adunare. A vrea să-L lăudăm pe Dumnezeu, spune aici, împreună cu oamenii fără prihană, împreună cu Sfinții lui Dumnezeu, dar să-L lăudăm și în adunare. Am vrea în seara aceasta să chemăm prezența lui Dumnezeu peste familiile noastre. Știți, e frumos ca fiecare creștin să aibă copii. E tare frumos. E bine începutul lucrurilor, dar e frumos sfârșitul lor. E frumos să-i ai. Dar ca să-i ții pe calea Domnului, e greu. Când sunt mici, sunt problemele mici. Când sunt mari, sunt probleme foarte mari. Îs tată și știu ce înseamnă. Am și eu adolescenți și e greu să-l împaci și pe una și pe alta. Dar ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea putere. Dacă am început cu Dumnezeu, să și terminăm cu Dumnezeu. Am vrea ca să-i încredințăm în mâna Domnului. Am vrea ca să-i încredințăm în mâna Domnului pe copiii noștri. Eu cred că lucrul cel mai bine e la fiecare copil, e în mâna Domnului. Ei nu-și dau seama acum. La 15 ani, cum am fost și eu odată, mă credeam că să am putere să țin lumea în mâini. Așa am crezut eu. Și așa cred și ei în ziua de azi. Mai ales cu tehnologia aceasta care e acum, te și miri ce poate să facă un copil. Dar ne rugăm ca Dumnezeu să-i țină în mâna Lui.
Eu cred că Dumnezeu are putere să-i aducă înapoi. Eu cred că Dumnezeu are putere să ne dea nouă înțelepciune ca să putem să-i creștem în rânduială și în temere de Dumnezeu. Am vrea în seara aceasta, în rugăciunea aceasta, să ne rugăm, Doamne, binecuvântează familia noastră. Binecuvântează familia mea. Binecuvântează familia fiecăruia din locul acesta. Să ne rugăm unii pentru alții. Dar în seara aceasta să ne oprim în dreptul nostru. Atât de multe familii, după 2 ani de zile, 1 an, 6 luni, 3, 5, 10, nu se mai înțeleg. Am vrea ca Dumnezeu să aducă din nou dragoste între ei. Eu cred că Dumnezeu are putere. Cred că Dumnezeu poate să dea din nou dragoste între cei doi soți. Credeți lucrul acesta? Haideți să chemăm prezența lui Dumnezeu peste noi. Eu cred că problema numărul 1, dacă este problemă în familia mea, e la mine. N-am vegheat unde trebuie. Am căzut undeva. Am făcut un lucru care nu trebuia. Am spus un lucru care nu trebuia. Ați observat în familie, de la lucruri mărunte, nesemnificative începe cearta. Coișești șoarecele pe partea stângă și nu coișești pe partea dreaptă. Era cineva, spunea într-o predică. Și de acolo au ajuns să despartă. Dar bine, că nu de acolo au pornit, dar ei și-au început să strige o grămadă de lucruri. Și ne vedem și cercetăm familia, și cercetăm problema și de la lucruri mărunte pornește. Am vrea ca Dumnezeu să ne ajute în seara aceasta să conștientizăm și să dăm la o parte la timp lucrurile ca să nu fie probleme. Să ne dea Dumnezeu înțelepciune, să ne dea Dumnezeu pricepere, ca să putem să înțelegem soția, să o iubim, să o înțelegem, nu știu dacă aș putea să o înțeleg, dar ca să o iubesc pot. Și peste 50 de ani, vă spun sincer, că nu înțelegi, dar pentru că o accepți, pentru că ai dragoste în inima ta și accepți persoana de lângă tine, vine și înțelegerea. Dar nu înțelegi mai mult decât să o iubești, că n-ai să înțelegi niciodată. Am și eu câțiva ani de căsătorie și am încercat și eu să înțeleg unele lucruri, dar nu pot. Dar pentru că iubesc, pentru că am pe Dumnezeu în inima mea, accept toate lucrurile și încercăm să le facem să fie bune pe cale. Haideți să ne rugăm. Să ne rugăm cu credință, e pentru familia noastră. Haideți să ne rugăm cum ne-am mai rugat niciodată. Chemăm prezența lui Dumnezeu peste noi. Și dacă nu ești căsătorit, Doamne, dă-mi putere și ajută-mă și dă-mi persoana potrivită. Eu cred că Dumnezeu poate. Dar asta depinde de rugăciunea ta. Depinde de tine, de mine. Haideți să chemăm prezența lui Dumnezeu. Și eu cred că Dumnezeu are putere în seara aceasta să dea vindecare. Eu cred că Dumnezeu are putere în seara aceasta să aducă fiii risipitori. Eu cred că Dumnezeu are putere în seara aceasta să aducă alinare în familie. Haideți să ne rugăm și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Doamne Dumnezeu.
Amin? Ocupați locurile și Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob și Dumnezeul nostru să ne ascultă rugăciunea. Amin. Vă spunem din nou un bun venit în casa lui Dumnezeu, la părtășie, la închinare, la ascultarea cuvântului. Domnul să vă binecuvânteze. Să-i binecuvânteze și pe cei care ne urmăresc online, acolo unde sunt, zi ca Domnul să le vorbească. Amin. Avem câteva puncte în seara aceasta. Sara Tolului va avea o cântare. Domnul să o binecuvânteze. Dar între timp, Lavinia și cu Cristi vor cânta până vine Sara. Va avea și ei o cântare. Domnul să-i binecuvânteze. Și după astea avem și noi o cântare, eu și cu soția. Domnul să ne dea putere și să dea ungere în toate lucrurile. Amin. În stare de jos să mă ridice, a cui oare a fost mâna și m-a atins duios. A cui oare au fost ochii ce-au plâns când eram singur? A cui oare a fost vocea ce face mi-a adus? Mie Yeah.
Se clatină lumea și se înspăimântă de valul și groaza ce-i învăluit. Dar noi vrem să spunem a noastră speranța e în mâna cerului ce ne-a mântuit. Se clatină lumea și se înspăimântă de valul și groaza ce-i învăluit. Dar noi vrem să spunem speranța e în mâna celui ce ne-a mântuit. Noi nu ne temem, privirea noastră ridicăm în sus, nimic nu ne poate opri așteptarea, să ne ia din suflet dorul și cântarea prin care îți spune revino Iisus. Slăviți să fie Domnul! Cântarea pe care vrem să o cântăm spune un cor îngeresc. Dumnezeu vorbește în seara aceasta, când inima tace, când noi simțim că nu mai avem nicio legătură cu cerul. Îngerii lui Dumnezeu să-L părăsc asupra celor ce iubesc pe Domnul.
Eu am experimentat de multe ori lucrul acesta. Și vă îndemn tot timpul să vă rugați. Și Dumnezeu să binecuvânteze inima noastră. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare, să ne închinăm cu Domnul și cu darurile noastre de bunăvoie, în timpul unei cântări comune. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze după această lucrare pe fratele Călin, Domnul să-i dea putere, să-i dea ungere și să ne aducă un mesaj potrivit inimilor noastre. Amin. Haideți să ne închinăm Domnului și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.
toate lucrurile. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria în veci de veci, amin. A Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria în veci de veci, amin. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie! A Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria în veci de veci, amin. A Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria în veci de veci, amin. A Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria în veci de veci, amin. A Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria în veci de veci, amin. A Lui să fie gloria în veci de veci, amin. Amin, amin. Așa, ridicați în picioare, vă rog să deschideți Sfânta Scriptură care aveți la dumneavoastră, fizic. Domnul să binecuvinteze pe toți cei ce își mai aduc Biblia la ei. Cine nu are Biblie, vă rugăm să ne anunțați, să ne spuneți. Fratele Peter îmi face semn că și-a adus Biblia, Domnul să te binecuvinteze. Și fratele Peter îmi face semn că mai are Biblie de vânzare sau să dea și numele Domnului la cei care nu-și permit. Slăviți să fie numele Domnului! Avem și varianta Bibliei pe telefon. Dar în caz în care îți rămâne telefon fără baterie sau fără internet, atunci trebuie să ai Biblia în inimă. Frații noștri, pe vremuri când erau prinși de polițiști și erau anchetați, erau închiși, erau bătuți, le spuneau, o să vă luăm toate Biblie și caietele de cântări, sperând că pot să-i oprească. Și după ce îi închideau și erau închiși acolo în celule sau în posturile de poliție, prin sate și prin comune, ei continuau să recite Biblia și să cânte cântări și îi căutau și îi percheziționau. Bă, dar unde aveți că v-am luat Bibliile? Zice, astea sunt în inima noastră, sunt în lăuntru nostru. Dea Domnul ca într-o vreme de acum să le avem în inima noastră, dar în inima noastră le putem învăța de pe hârtia care avem în fața noastră. Și Dumnezeu să binecuvinteze biserica pe El cu iubire față de Biblie. Amin. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, în seara aceasta, un cuvânt pe care vreau să-l citesc din predica Apostolului Pavel din Areopag, de la Atena, cuvântul Domnului de la versetul 30 până la versetul 34. Faptele Apostolilor, capitolul 17, pagina în varianta Cornilescu, Biblia 1079. Cuvântul Domnului spune astfel: Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis,
asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși, unii au trecut de partea lui și i-au crezut. Între aceștia era Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Azi dimineața am înțeles că e voia lui Dumnezeu să vorbesc din textul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, văzând că multe din mesajele de azi dimineață, chiar și poezia spusă de fratele ce a fost aici, erau tot pe direcția asta, despre pocăință. Titlul mesajului, porunca lui Dumnezeu, pocăința. Un mesaj simplu, un mesaj nu foarte stufos și foarte sofisticat, dar un mesaj incomod. Trăim într-o lume și într-o vreme în care chiar și în bisericile noastre se cere a predica despre binecuvântare. Se cere a predica despre fericire, despre bunăstare. Căutăm o viață ușoară și o viață comodă și sistemul de trai pe care îl avem ne duce tot mai mult într-o poziție în care să nu fim nevoiți să facem mai nimic, să avem totul de-a gata. Ne-am obișnuit să avem multe lucruri instant. Avem cafea instant, avem supă instant, avem mâncare instant, avem mașini de făcut mâncarea repede să nu ne piardă la o vremea. Și toată viața asta, până la urma urmei, trebuie să ajungă la o stare de instant pe care Dumnezeu nu a creat-o așa. Ne grăbim. Trăim într-o perioadă, într-un secol al vitezei și ne grăbim fără să știm că mergem spre nicăieri. Suntem preocupați să alergăm tot mai mult, să agonisim tot mai mult, să ne umplem poate mentalitatea, ideea, părerile despre realizările noastre minuscule și uităm de Dumnezeu și uităm de sufletul nostru și uităm că suntem doar niște oameni trecători până într-o zi când Dumnezeu spune stop. Și când Dumnezeu spune stop în dreptul fiecăruia dintre noi la vremea Lui, este prea târziu să mai schimbăm ceva, asemenea bogatului care a ajuns în locuința morților și de acolo, din locuința morților, striga spre Avram și spunea, Părinte Avrame, și acolo, în locuința morților, încă dădea ordine, ca din viață, dar a uitat că nu mai are ce să facă. Erau lucrurile făcute prea târziu. Lucruri pe care ar fi vrut să le repet, să le repare, dar nu mai este posibil după ce ai murit din viața aceasta, după ce ai trecut din lumea aceasta. Dosarul s-a închis și cum ai făcut, așa ți se va face. Și toate faptele tale se vor întoarce asupra capului tău, spune prorocul Obadia în versetul 15. Dar ca să nu avem o astfel de surpriză neplăcută la sfârșitul alergării noastre, singura modalitate și singura șansă, singura metodă de a ne apropia și de a ne asigura un viitor, o veșnicie fericită este pocăința. Asta spune Scriptura, dragilor. Chiar dacă nu este pe placul multora, chiar dacă este un mesaj incomod, chiar dacă este un mesaj care nu este la modă și nu este prea apreciat, asta este singura cale și este porunca lui Dumnezeu. Punct. Că dacă mie nu-mi convine ce îmi spune Dumnezeu și felul de a mă primi înaintea Lui și cum să ajung în prezența Lui și vreau alte modalități și îmi construiesc și îmi fabric alte doctrine și alte învățături, încercând să-mi îmbăt sufletul cu apă rece, asta este fix problema mea. La sfârșit voi avea o surpriză pe măsură. Dar dacă sunt onest cu mine însumi, când citesc Scriptura și văd ce scrie în cuvântul Domnului, trebuie să mă opresc și să-mi fac o autoevaluare sinceră în lumina adevărului citit și să vreau sau să nu vreau să mă apropiu de Dumnezeu mai mult. Pot continua într-o stare de fățărnicie și de nepăsare, într-o stare de ipocrizie și de fariseism, până când, nu știu, când nu cunosc ziua de mâine sau ceasul care urmează. Dar cu siguranță că ziua în care oamenii care vor bate la ușa lui Dumnezeu de afară va fi aproape și ei spune cuvântul în Matei capitolul 7, în concluzia predicii de pe munte, că în ziua aceea mulți vor veni și vor zice, Doamne, Doamne, n-am făcut noi numele Tău, și vin ăștia cu lista lucrărilor lor.
Cuvântul acela mulți mă îngrozește. Nu-s câțiva, nu-s jumate, nu-s 25% și nici nu treaba noastră să-i numărăm. Dar cuvântul Domnului spune că mulți. Înseamnă că mulți, încă de pe acum, nu iau în serios pocăința. Nu iau în serios credința, nu iau în serios relația cu Dumnezeu. Și dăm voie să spun, dragul meu prieten, stimate frate și soră, decât să-ți pierzi vremea degeaba venind la biserică și să trăiești cum vrei tu, mai bine stai acasă. Nu dau pe nimeni afară din biserică, nu scot pe nimeni, nu depărtez pe nimeni de la Evanghelie. Dar Dumnezeu are singura Lui modalitate prin care putem să intrăm în relație cu El. Modalitatea pe care a dat-o Dumnezeu și nu pe care o facem noi. Pocăința. Prin pocăință și numai prin pocăință devenim acceptați și plăcuți lui Dumnezeu. Când Duhul lui Dumnezeu s-a coborât la ziua cincizecime și oamenii au fost mirați și oamenii au rămas străpunși în inimă după mesajul lui Petru, au zis, fraților, ce să facem? Ce să facem? Pentru că am înțeles că noi suntem aceia care am lucrat la răstignirea Mântuitorului. Noi suntem aceia care am respins Evanghelia. Noi suntem aceia care nu am crezut în vremea când ni s-a dat harul acesta. Acum avem această ocazie. Ce să facem? Și Petru nu le spune să se înscrie membrii în biserică și să cotizeze. Petru nu le spune să-și schimbe batecurile, să-și pună inele sau să-și dea jos cravata. Petru nu le spune să schimbe mașinile și proprietățile. Petru le spune, în primul rând, pocăiți-vă! Și ciudat, ceea ce astăzi se întâmplă poate invers, în majoritatea cazurilor, când vii la botez și vrei să te botezi, trebuie să întrebi oamenii, bă, omule, tu ești pocăit? Te-ai pocăit? Dar ca să vezi că un om e pocăit, trebuie să-l vezi că frecventează biserica, să-l vezi că e serios, să vezi că viața e schimbată, să vezi că omul acela vrea să trăiască după voia lui Dumnezeu și apoi să-l bagi în apă. Și Petru spune, primul rând, pocăiți-vă și după ce v-ați pocăit, botezați-vă. Exact invers, cu sus în jos. Nu-i rău să botezăm, nu-i rău să băgăm în apă oameni. A Domnul să ne ierte, cel puțin, mi-aduc aminte, mulți draci am băgat în apă. Și asta este și vina mea, asta poate și vina altora. Dar totuși, când vine omul și cere botezul în apă și vrea să mărturisească în fața bisericii credința lui, ca slujitorul crezi pe cuvânt pe omul acesta care mărturisește că vrea să se boteze în apă și el face o mărturie publică în fața poporului și fața cerului. Dar după aceea când vezi că viața lui este exact invers, stai și spui un semn de întrebare, oare unde am greșit sau oare unde nu am vegheat sau de ce omul acesta face ce face sau trăiește cum trăiește. Pentru că, dragii mei, pocăința nu e un lucru de apucat, nu e o joacă. Cu Dumnezeu nu ne permitem să ne tragem de șireturi, pentru că o să ne ardem rău de tot. Dumnezeu este sfânt. Și cu Dumnezeu, un Dumnezeu sfânt, atunci când îi încălcăm cuvântul și când facem lucrurile numai ca să ne placă nouă, fără de cuvântul Lui, atunci o să sfârșim ca atare. Ce este pocăința? În primul rând, unu. Ca să înțelegem ce este pocăința, aș vrea să vedem ce nu este pocăința. Pocăința nu este o schimbare a tradiției. Noi românii suntem un popor este-european cu influență majoritar ortodoxă. Puțin sunt de alte influențe, majoritatea. Și suntem obișnuiți cu acest termen de tradiție. Noi avem o tradiție din care venim, o cultură a noastră, moștenită de la părinții noștri, din poporul din care venim, din zonele diferite, din țara noastră în care venim și am fost crescuți să le păstrăm, să le ținem cu sfințenie. Însă, dragii mei, atunci când te pocăiești înainte lui Dumnezeu, asta nu înseamnă că ți-ai schimbat o tradiție. Sau nu ajunge să schimbi o tradiție ca să spui că ești un om pocăit, mai bine zis. Ci pocăința, dragii mei, este cu mult mai mult altceva. Al doilea rând, ce nu este pocăința? Pocăința nu este un jurământ. În apa botezului sunteți întrebați, crezi tu că Iisus Hristos a murit în locul tău? Da, cred. Până când vrei să-L urmezi pe acest Mântuitor? Câtă vreme? Toată viața? Până veșnicie? Depinde de răspunsuri. Ori a declara acele lucruri în apa botezului, asta nu înseamnă pocăință. Acele declarații în apa botezului sunt niște dovezi ale schimbării care s-a întâmplat în viața ta în trecut.
Și în apa botezului tu depui o mărturie publică în fața bisericii care te vede și în fața cerului care te vede. Asta este botezul, o mărturie a unui cuget curat. Nici de cum nu este pocăință. Faptul că te prinzi și te lași în apă și te-ai ridicat ud și ai plecat și te-ai schimbat și apoi ai primit o Biblie și un certificat de botez. Sunt frumoase, sunt amintiri bune, sunt imbolduri, dar nu nimic mai mult decât atât. Ce nu este pocăința? Pocăința nu înseamnă schimbarea religiei sau a bisericii. Bă, frate, până acum am trăit cum am trăit aici și am avut viața pe care am avut-o sau viața în biserica tradițională din care am venit și am înțeles adevărul și m-am mutat din biserica asta ca membru în biserica asta la altă și acum sunt aici, sunt nou și vreau să fiu ca și voi. Dar nu se întâmplă nimic în viața mea. Schimbarea de membralitate, schimbarea de regiune, schimbarea de zonă, schimbarea de religie sau de doctrină nu înseamnă pocăință. Știți că diavolul este cel mai bun teolog. Cunoaște Scriptura perfect pe de rost și o interpretează ca să poată să ducă în eroare. Însuși Domnul Iisus a fost întâmpinat de diavolul cu Scriptura. Mulți dintre noi nu știm nici măcar 0,1% cât știe diavolul din Scriptură și asta a spus spre rușinea noastră. Dar nu asta înseamnă pocăință, dragilor. Acum, în scurte cuvinte am văzut ce nu înseamnă a fi un om pocăit sau avem impresia că dacă facem astea, gata, suntem oameni pocăiți. Nu. În primul rând, pocăință înseamnă să conștientizez, să realizez starea mea de păcat. Să ajung în punctul în care eu să fiu convins că felul meu de trăire și de a fi și de a mă manifesta este un fel păcătos și că nu se mai poate așa. Ăsta este primul pas. Ăsta este primul nivel în care Duhul lui Dumnezeu începe și lucrează la inima mea să mă drepte spre locul sau spre nivelul numit începutul sau primul pas în pocăință. De altfel, Domnul Iisus vorbea despre Duhul adevărului care va veni și care va mărturisi lumea ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Faptul că devii să ajungi să cunoști despre tine că ești un om rău, păcătos, asta nu ți-o spune sau nu ești influențat de păcatul tău din cauza predicii mele sau din cauza înțelepciunii unui om, ci este Duhul lui Dumnezeu care vine în inima ta și care îți spune: omule, ai nevoie de iertare, ce faci tu nu este bine, nu e ok. Este primul pas al pocăinței, să conștientizez că sunt un om păcătos și să am o stare în care să mă întorc la Dumnezeu. Și după ce am realizat că sunt un om păcătos, un om netrebnic, un om care am nevoie de mila și de îndurarea lui Dumnezeu, cuvântul Domnului îmi spune în Romani, capitolul 12, că primul pas se întâmplă în viața mea. Romani 12:2, apostolul Pavel spune așa: să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Este un cuvânt aici un pic tricky, să vă prefaceți, adică să vă transformați felul vostru de gândire. Nu să vă prefaceți ca actorii, că mulți avem prefăcuți în biserici. Într-adevăr, să înțelegem că noi trebuie să avem acel proces metanoia, înseamnă minte nouă. Și ca să înțelegem mai bine acest aspect, avem în fața noastră exemplul din pilda fiului risipitor. Cunoașteți atât de bine pilda aceasta din Luca 15. Când într-o zi, fiul cel mai mic a zis tatălui: tată, dă-mi partea mea de avere, vreau să mă duc să trăiesc sebe. Tatăl, fără să argumenteze ceva sau nu spune Biblia, le-a împărțit partea de avere și i-a dat ceea ce îi se cuvenea lui și a plecat. Și și-a trăit viața într-un mod destrăbălat, într-un mod departe de Dumnezeu și a ajuns în faliment. Dar până în momentul în care omul acesta nu a ajuns la faliment, omul acesta, degeaba i-ai fi spus tu despre pocăință, degeaba i-ai fi spus tu că ceea ce face el nu este bine. Când a luat banii din mâinile tatălui sau partea lui de avere din mâna tatălui, nimeni n-ar fi fost în stare să-l convingă pe omul acesta, pe tânărul acesta, că ceea ce face el este un lucru urât, un lucru anormal, un lucru împotriva lui Dumnezeu. În primul rând, dar când a ajuns acolo un faliment, când a ajuns acolo, când a fost zdrobit, acolo spune cuvântul că și-a venit în fire. Dar unde a fost până acum? Ce s-a întâmplat până acum? Nu era în normalitate?
Nu era într-un loc normal? Nu era în firea lui? Cum adică atunci așa a venit în fire? Atunci când realizezi că ceea ce faci tu este greșit, atunci când realizezi că viața ta este destinată eșecului și când mergi pe un topogan în jos și că nu mai poți, zice fiul risipitor, știu ce am să fac. Nu mă duc înapoi la prietenii cu care mi-am cheltuit banii să le spun, mă, dați-mi din banii aia care i-am cheltuit pe voi, că-s banii de la tata. Nu mă duc să-mi caut alt job mai bun de la meseria aia de a îngriji porci. Nu mă duc să fac altceva. Mă duc înapoi la tata și acolo, de acolo de unde am greșit, îmi rezolv problema acolo. Și s-a întors acasă. Și spune cuvântul ceea ce îmi place atât de mult, că tatăl lui, în timp ce el se întorcea, încă se uita în zare după el. Este inima unui părinte. Încă privirea tatălui îndurerată își căuta fiul risipitor. Poate, poate, într-o zi se va întoarce acasă. Poate, poate, într-un timp, Dumnezeu îi va vorbi și se va întoarce de unde a plecat, chiar dacă și-a luat partea de avere, chiar dacă și-a luat dreptul, chiar dacă pentru el tatălui a fost considerat un om care nu mai trăiește, nu mai merită respectat. Inima de părinte niciodată nu o să te dea afară, chiar dacă ai călcat-o și ai făcut-o bucăți, pentru că este inima de părinte. Pocăința, dragilor, înseamnă părere de rău, înseamnă remușcare. Când ai realizat ceea ce faci este rău, trebuie să-ți pară rău atât de mult încât să te căiești înaintea lui Dumnezeu. De fapt, cuvântul pocăit derivă din slavonul pocăit, care înseamnă un om care se căiește tare. A pus cuvântul po înainte, prefixul acela, căiește-te tare, să-ți pară rău enorm de mult de ceea ce faci. Și cuvântul Domnului ne spune că a fi un om pocăit este un om care conștientizează păcatul, un om care îi pare rău de ceea ce se întâmplă în viața lui. Chiar dacă a ajuns în eșec, chiar dacă a ajuns în cădere, chiar dacă a ajuns într-o stare de gunoi și de depravare. Și pocăință mai înseamnă și căință și îndreptare spre Dumnezeu. Nu ajunge să realizezi că ai păcătuit și că ești rău. Nu ajunge să realizezi că ești departe de fața lui Dumnezeu și că nu mai ai nicio șansă. Chiar dacă realizezi asta și nu faci nimic, nu se schimbă în viața ta nimic. Ci din poziția aia, din locul acesta, trebuie să te îndrepți spre Dumnezeu, trebuie să-L cauți spre Dumnezeu. Și Dumnezeu este singura soluție de a-ți rezolva problema în situația respectivă. În Iona, capitolul 3, ne vorbește despre poporul Ninive. Un om extrem de dur, un popor extrem de dur, un popor extrem de aspru, un popor care era cunoscut pentru cruzimea lui și pentru răutatea lui și pentru felul în care trata oamenii. Iona este trimis de Dumnezeu, zice, du-te la Ninive și spune-le că va fi nimicită. Și Iona, gândindu-se că Dumnezeu, dacă el nu ajunge, îi va nimici, dorind să-i nimicească, Iona încearcă să schimbe planul lui Dumnezeu și ia corabia spre altă direcție. Dumnezeu îl trimite în fundul mării, îl învață lecția aceasta și de acolo, din fundul mării, Iona se roagă lui Dumnezeu. Și Iona strigă spre Dumnezeu. Dumnezeu trimite balena, peștele acela mare, îl prinde, îl înghite și îl duce exact unde Dumnezeu îl duce, la malul unde trebuie să coboare, la Ninive. Ce mare Dumnezeu avem! Iona, n-ai vrut să mergi cu corabia? De 7 te duc cu cașalotul de 6, dar după 3 zile. Ați înțeles? Faptul că noi vrem să zărdărnicim planul lui Dumnezeu, având impresia că noi încurcăm voia lui Dumnezeu sau lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu niciodată nu stă într-un om sau altul. Când Dumnezeu nu mai are oameni, Dumnezeu vorbește prin natură. Când Dumnezeu nu mai are oameni, Dumnezeu vorbește prin măgari. Dumnezeu vorbește prin cocoș lui Petru. Dumnezeu vorbește prin măgar lui Balaam. Dumnezeu vorbește prin vierme lui Iona. Dumnezeu vorbește prin corb lui Ilie. Dumnezeu este suveran și Dumnezeu își folosește creația, slavă Lui. Și de câte ori mi-a vorbit mie și ți-a vorbit ție și rămânem tot încăpățânați și tot tari la cervici și tot împotrivitorul lui Dumnezeu. Doamne, iartă-ne și Doamne, cercetează viața noastră. Pocăință înseamnă îndreptare. Când ajunge în Ninive, după ce s-a pocăit, nu ajunge să facă Iona cale de 4 zile, ci cale de o singură zi ajunge. Cu mesajul, încă 40 de zile și Ninive va fi distrusă. Când aud oamenii aceștia, vestea se duce fulger. Vestesc un post, rugăciune, strigare spre Dumnezeu și spune Dumnezeu că i-a văzut că s-au întors de la căile lor rele și de la faptele lor.
Și Dumnezeu s-a căit de răul pe care a hotărât să le-l facă și nu le-a mai făcut. S-au întors, au lepădat, s-au lăsat, au schimbat, au întors spatele păcatului și s-au întors cu fața spre Dumnezeu. Asta înseamnă pocăință. Asta înseamnă să fii un om pocăit. No, Iona, planul tău n-o ținut. Și Iona, supărat, acolo pe mal, în capitolul 4, nervos, vrea să moară. Și bine faci tu, Iona, că te mâni. Bine fac, Doamne, vreau să mor. Iona, nu mai fi așa de orgolios, pentru că Dumnezeu este Cel ce coordonează tot, Dumnezeu este Cel ce are milă, Dumnezeu este Cel ce ridică, Dumnezeu este Cel ce se îndură și Dumnezeu ne dă și nouă lecție. Acum am văzut ce este pocăința scurt. Există mult mai multe lucruri, dar doar atingem tangențial anumite elemente în seara aceasta. Hai să vedem doi. De ce să mă pocăiesc? Nu pot eu să trăiesc cum vreau. Care ar fi scopul? De ce este necesar? De ce m-aș pocăi? Că dacă mă duc și vorbesc cu oamenii în lume sau întrebă ceva, băi, ești pocăit, bă, când te-ai pocăit, când te-ai întors la Domnul, când te-ai botezat, când? Nu pot trăi cum vreau eu? Nu, uite-te, fiecare face ce vrea și-s fericiți și le merge bine. Chiar e nevoie să fiu pocăit ca să pot să continui? În primul rând, pocăința a fost vestită în cuvântul lui Dumnezeu. Este un lucru scris, un lucru prezentat încă din Vechiul Testament, în cartea lui Iov, în capitolul 42, la un moment dat, după ce Iov are acea convorbire cu Dumnezeu, Dumnezeu spune, Iov spune despre e scârbă de mine și mă pocăiesc în sac și în cenușă. Și după ce spune acest lucru, Dumnezeu îl binecuvintează și dă înapoi tot ceea ce a avut și dă de mult mai multe ori și este fericit și moare sătul și bătrân și sătul de zile. Pocăința, de ce să mă pocăiesc? Pentru că pocăința este scrisă în Vechiul Testament. De ce să mă pocăiesc? Pentru că pocăința a fost predicată de Ioan Botezătorul. Spune că a ieșit la râul Iordan, omul acesta îmbrăcat în haine de cămilă și avea mesajul mâniei lui Dumnezeu despre o secure care va fi înfiptă la rădăcina pomilor. Ce predicator neobișnuit pentru zilele de astăzi. Să vină unul din ăsta, noi am spune că e un nebun. Să vină prin Londra sau pe aici până la noi, printre mașini pe străzi, în starea în care este și să-ți urli în cap și să zbiere că dacă nu te pocuiești ca o secure, te va tăia și te va reteza. Păi ăsta nu-i popular, bă, frate, bă, omul ăsta nu va fi chemat la evangelizări. Omul ăsta nu le place. Omul ăsta, dacă a fost odată și a dat cu bota în baltă, lasă-l, dă-l, pune-l pe el deoparte. Îi chemăm pe aia care ne mai scarpină după urechi, care ne gâdele un pic, care ne scântă așa cum ne place nouă. Că tare bine să stai să dormi așa într-o parte, într-o ureche în biserică și să te lege în fotolii moi. Pentru că veșnicia e noastră, fraților, și Domnul nu mai poate fără noi. Cam asta se întâmplă. Ori un predicator din ăsta aspru, un duș rece, întotdeauna deranjează și ne încurcă planurile. Faceți-l să tacă. Și de fapt au și reușit să-l facă să tacă după 6 luni. I-au tăiat capul. De ce? Pentru că predica pocăința. Și pocăiți-vă că împărăția celor e aproape, spunea Ioan. Și când oamenii au auzit despre împărăția celor și au auzit despre securea înfiptă, ăștia veneau cu grămada, veneau mulțimi, veneau încât oamenii au zis, bă, ăsta-i Mesia, tu ești Hristosul care trebuie să vină. Oh, băi, stați, opriți-vă, nu, greșiți. Nu sunt eu Hristosul. Pe cum nu tu ești Hristosul? Că uite-te ce se întâmplă, uite ce mesaj, uite ce oameni, uite ce impact ai în lumea asta. Cum nu ești tu Hristosul? Nu sunt eu Hristosul, oameni buni, stop! Oare așa face și noi astăzi? Bă, tu ești la trimis? Ai, ce bine a fost asta. Ce mi-a plăcut asta. Mai zi o dată. Fraților, săptămâna viitoare vă duc acolo, vă predic despre asta. Peste două luni vă duc acolo, dacă vreți, vă predic despre asta. Și așa mai departe, și așa mai departe. Oare e o diferență? Oare există ceva substanțial în mesajele noastre de astăzi sau cel de atunci? Și veneau oamenii să se boteze și erau grămezi, Și știți ce catecheză făcea Ioan cu ei? Eu văzut și Duhul Dumnezeu le-a făcut de cunoscut, că veneau o grămadă care nu avea nimic cu pocăința. Dar vreau să boteze de frica pedepse, de frica mâniei lui Dumnezeu.
Și când se întoarce la ei, ce metodă subtilă, ce metodă gentleman, nu? Pui de năpârci. Cine vă învăța să fugiți de mânia viitoare? Wow! Stai un pic, că nici o școală de teologie nu mă învață astăzi să vă spun vouă pui de năpârci. Sau dacă aș avea tupeu să vă spun pui de năpârci, cred că a doua duminică sau următoarea când mi-a venit rândul, dacă mi-a venit rândul vreodată sau nu. Adio! De ce cauză, dragilor? Pentru că pocăința nu mai este la modă, pentru că pocăința nu ne place. Trebuie să recunoaștem asta. Și ne-am inventat tot felul de schițe și de metode și de predicuțe și de povești și de anecdote și de lucruri care... Doamne, iartă-ne! Pocăința a fost predicată de Ioan și când Ioan i-a văzut pe oamenii aceștia, a spus: înainte să veniți în apă, să intrați în apă, voi trebuie să vă schimbați viața, mergeți înapoi și faceți fapte vrednice de pocăință. Căci vă spun, și arăta acolo niște pietre, că Dumnezeu din niște bolovani, din nimic, Dumnezeu poate ridica un fiul lui Avram. Pentru că ăsta e Dumnezeu, nu schimbă principiile, nu schimbă sistemul, nu schimbă valorile de dragul oamenilor. Păi frate, n-am avut la botez numai 2-3, dă bine când avem 20. Hai să-i băgăm în apă cu mâns, ca să dea bine acolo. Pocăința a fost predicată nu doar de Ioan Botezătorul și nu doar în Vechiul Testament, dragilor, pocăința a fost predicată și de Domnul Iisus. În Marcu, în capitolul 1 și 2, primul mesaj, primul cuvânt al Domnului când a început lucrarea publică a fost așa: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Ciudat, oamenii aceștia predică pocăința. De ce să mă pocăiesc? Pentru că nu doar Iisus Hristos și apostolii, ci spune că și ucenicii, apostolii după Iisus Hristos, tot despre pocăință scriu Noul Testament. Deci iată că pocăința trebuie, este imperios necesar. Cum spune englezul, must be done, trebuie făcută, fără ea nu se poate. Nu poți intra în împărăția lui Dumnezeu. Și pocăința, dragilor, este porunca lui Dumnezeu, așa cum am citit aici. Dumnezeu nu ține seama de vremuri de neștiință, ci poruncește celor care nu au bani, celor săraci, celor bolnavi, celor din închisori, celor divorțați, celor ratați, să se pocăiască. Ăștia la-ți moral, e bine să stea așa cum sunt ei, că sunt super. Sunt oameni buni, sunt oameni frumoși, sunt oameni perfecți. Tuturor oamenilor de pretutindeni, nu numai din zonele bogate, nu numai din zonele sărace, ci tuturor oamenilor de pretutindeni, deci pocăința este singura metodă pentru omenire de a se întoarce și de a se fi primită înaintea lui Dumnezeu. Pocăința este unica soluție de salvare de mânia lui Dumnezeu, dragilor. Că mânia lui Dumnezeu stă să apară, se va arăta în curând. Pământul acesta va fi zguduit de mânia lui Dumnezeu și va fi judecat. Atitudinea noastră față de pocăință va determina viitorul nostru de mâine. Dacă accept să o iau în serios pocăința și să o accept în viața mea și să mă încadrez, să mă supun, să mă smeresc sub planul și sub hotărârea lui Dumnezeu. Asta înseamnă pocăință și Dumnezeu să ne ajute. Am văzut în primul rând ce este pocăința în seara aceasta, apoi doi, am atins în câteva puncte răspunsul la întrebarea de ce ar trebui să mă pocăiesc și am văzut câteva argumente din Biblie de ce ar trebui să mă pocăiesc. Trei, ce se întâmplă dacă mă voi pocăi sau dacă nu o să mă pocăiesc, pentru că pocăința este porunca lui Dumnezeu, dar pocăința este un lucru pe care trebuie să-l fac eu de bunăvoie, benevol. Dumnezeu nu mă obligă, Dumnezeu îmi poruncește și lasă la alegerea mea. Dumnezeu îmi spune care este calea, care este modalitatea și eu trebuie să am acel feedback, răspunsul acesta, să accept, să mă supun, să intru în lucrarea lui Dumnezeu sau să rămân indiferent, să o resping. Sunt liber acum deocamdată pentru deciziile mele. Ce se întâmplă dacă mă pocăiesc? În primul rând, dacă mă pocăiesc, spune Scriptura că primesc un nou statut.
din punct de vedere spiritual, devin prin credință copil de Dumnezeu. Devin prin credință răscumpărat în sângele Domnului Iisus Hristos și primesc un nume nou și primesc o familie nouă numită Biserica celor întâi născuți, Biserica lui Iisus Hristos. Intru în Marea Biserică răscumpărată de Hristos de peste veacuri prin credința în jertfa care m-a mântuit la Calvar, prin credința în sângele care m-a spălat de tot trecutul meu, de toate păcatele mele și accept voia lui Dumnezeu și mă pun la dispoziția lui Dumnezeu. Dacă mă pocăiesc, primesc o patrie cerească, primesc făgăduințele nespus de mari și scumpe ale lui Dumnezeu, prin care suntem chemați, spune Apostolul, să ne facem părtași firii dumnezeiești după ce fugim de stricăciunea care este în lume prin pofte. Dacă mă pocăiesc, primesc făgăduința vieții veșnice și speranța aceasta care trece dincolo de momentul morții fizice din viața aceasta, când mă voi duce în recele mormânt și mă vor pune acolo când va fi momentul acela, sufletul meu va rămâne ancorat prin credința în jertfa lui Hristos. Pentru că viața noastră nu poate fi limitată aici și acum. Noi am fost creați de Dumnezeu să fim veșnici. Depinde unde vrem să ne petrecem veșnicia. Departe de fața lui Dumnezeu sau în prezența lui Dumnezeu. Și perioada scurtă din veșnicie numită viață este perioada în care noi facem decizia și ne alegem locul, alegem macazul pe care să intrăm și să ne petrecem veșnicia în viitorul nostru. Dacă mă pocăiesc, dragilor, sunt un om pe care Dumnezeu îl folosește spre slava Lui pentru a aduce alți oameni la mântuire. Ucenicii, după ce au înțeles acest lucru, n-au stat nepăsători. Și spune istoria că niciunul n-a mai murit în patul lui. Toți au fost uciși cu moarte de martir. Au slăvit pe Dumnezeu prin jertfa aceasta. Pentru că au fost oameni în care ardea această flacără a Evangheliei lui Dumnezeu. Nu poți să ai această pretenție a împărăției lui Dumnezeu după ce te-ai botezat, să stai frumos cu mâinile încrucișate într-o biserică și să mai asculți câte o predică pe care o mai critici, care zici, mă, bună sau nu a fost bună, mă, o cânta frumos sau o cânta mai puțin frumos, bă, mi-a plăcut sau nu mi-a plăcut programul, n-am chef astăzi să mă duc, mă doare una, mă doare alta, e soare, e vreme rea, e vreme faină. Suntem oameni care, de multe ori, Domnul să ne ierte, nu realizăm cu ce ne jucăm în viața noastră și Domnul să cerceteze sufletele noastre și inima noastră. Dacă mă pocăiesc, primesc pentru El încă ceva. Nu numai astea, astea sunt lucruri faine, lucruri de vis care vi le-am spus până acum, puține, sunt mult mai multe. Primesc o cunună, la sfârșitul alergării mele, primesc o cunună, o cunună pregătită de Domnul Iisus Hristos. Apostolul Pavel, când era închis la Roma, era ultima lui călătorie și se așterne, se pune acolo pe un loc, în celulă și lângă un scrib, scrie pe pergament lui Timotei. A doua lui epistolă și spune, Timotei, e frig, e iarnă, e toamnă și vine iarna. Caută de vină la mine în curând, dacă se poate înaintea iernii. Adu-mi, te rog, mantaua, avea Pavel o manta cu care a fost în toate locurile, manta probabil mânjită de sânge când a fost împroșcat cu pietre, manta cu care se încălzea, zice, am lăsat-o la carp în Troa, te rog, adu mantaua aceea că mi-e rece, mi-e frig. Dar mai adu ceva, Timotei, te rog frumos nu uita de sulurile de piele, scărțile pe care Pavel le devora în fiecare clipa vieții sale, erau pergamentele Vechiului Testament. Un om în ultimele momente ale vieții lui spunea despre sine, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Am păzit credința, mi-am sfârșit alergarea, m-am luptat, lupta cea bună a credinței. De acum, ce mă așteaptă? Nu judecata? Nu frica, nu groaza ce va fi? Știu ce mă așteaptă, sunt încredințat ce mă așteaptă, sunt 100% credincios, sunt 100% sigur. Mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. Și spune Pavel, nu numai mie, mai are Dumnezeu cununi, ci tuturor celor ce iubesc
venirea Lui. Iubești tu venirea Lui? Aștepți tu venirea Lui Iisus Hristos? Vrei și tu să primești o cunună a neprihănirii în ziua aceea? Dar fără pocăință nu ai cum. Îmi pare rău. E singura modalitate prin care poți să fii sigur de cununa pe care o primești. Dacă pocăința este parte a vieții mele și a vieții tale. Asta era Apostolul Pavel. Dacă mă pocăiesc, primesc pentru Domnul hulă, vorbire de rău, prigonire. Dacă mă pocăiesc, primesc pentru Domnul încercări, pentru că în cerpă flori nu poți fi dus când alții au luptat și pentru Regele Iisus chiar viața ei și-au dat. Nu ai cum! Nu e normal să am pretenția să stau la masă cu martirii și cu apostolii și cu marii proroci și cu patriarhii dintr-o credință din fotoliu, mâncând popcorn și comentând la fiecare chestie. Nu e ok și nu va fi. Trebuie să înțelegem, dragilor, că adevărata pocăință trebuie să călcăm pe urmele lui Iisus și spunea cineva că urmele lui Iisus sunt roșii, urme cu sânge. Domnul Iisus Hristos niciodată nu a făcut compromis cu adevărul lui Dumnezeu. Spunea oamenilor, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Domnul Iisus Hristos nu a făcut compromis când a avut a face cu oameni, cu bani, cu influență. Domnul Iisus le-a spus, dacă nu dai la săraci și nu mă urmezi, nu o să ai parte din împărăția lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos nu s-a temut în fața judecătorilor, în fața oamenilor de politică și oamenilor care puteau să-i facă, să-i schimbe destinul. A știut că este voia lui Dumnezeu și a rămas statornic în fața lui Pilat, a rămas statornic în fața lui Irod, a rămas statornic în fața lui Caiafa, a rămas statornic de la primele luni ale copilăriei până la ultimii ani de viață. Domnul Iisus Hristos a susținut, a iubit, a trăit și a predicat pocăința. Frații noștri din vechime, de la care a învățat credința și pe care Dumnezeu Tatăl nostru i-a chemat acasă și acum adorm în țărâna pământului, așteptând sunetul trâmbiței când vor fi ridicați și când vom întâmpina pe Domnul în văzduh, au trăit suferințe pentru Hristos. Există încă în lumea aceasta țări, zone pe glob, în care frații noștri de credință încă trec prin suferințe din cauza credinței lui Iisus Hristos, din cauza mărturisirii pe care o fac înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, astăzi la Londra, aici, în localitatea aceasta, în orașul acesta mare, suntem binecuvântați de Dumnezeu cu tot felul de binecuvântări, însă suntem într-un pericol atât de mare să luăm în derâdere și atât de ușor și de apucat pocăința, că atunci când îți merge atât de bine și ai toate bogățiile și binecuvântările, o lași mai moale cu sfințenia și cu neprihănirea înaintea lui Dumnezeu. Dar necazul, durerea, încercarea, lipsurile te apropie mai mult de Dumnezeu. Nu ne dorim aceste lucruri, dar să ne dăm toate silințele să căutăm fața lui Dumnezeu, să alegem lucrurile care ne apropie de Domnul și acelea care ne depărtează, care ne închid relația cu Domnul, să le schimbăm din viața noastră, să ne pocăim. Că și pocăiții încă trebuie să se pocăiască, amin. Pocăiții trebuie să se pocăiască. Pentru că pocăința noastră la mulți ni s-a răcit, nu măcar căldicel, ni s-a răcit. Și nu mai știm, de multe ori, nu mai facem diferența între lucrurile care sunt îngăduite și neîngăduite. Trăim într-o lume atât de tulbure, trăim într-o lume atât de compromisă, încât dacă vrei să fii un pocăit adevărat, automat îți atragi ocara, prigoana, suferința, chinul, dar Dumnezeu să ne ajute să înțelegem chemarea care ne-a făcut-o. O viață trăită fără Dumnezeu este o viață condusă de alții. Dacă nu mă pocăiesc, o viață fără împlinire spirituală, mă așteaptă o veșnicie departe de fața lui Dumnezeu. În concluzie, dragii mei, la ceea ce am spus în seara aceasta cu ajutorul lui Dumnezeu, vreau să-mi pun, în primul rând, viața mea sub lupa lui Dumnezeu. Eu, personal, mai trebuie să mă pocăiesc. Am și eu pornirile mele, am și eu greșelile mele, alunecările mele, nu sunt înger, nu sunt perfect, sunt și eu om, chiar dacă slujesc și m-a pus Dumnezeu pentru o vreme, într-o slujbă,
într-o perioadă ca aceasta sau cât mă va mai ține Dumnezeu, dar privind la viața mea, mărturisesc în fața dumneavoastră că am lucruri pe care trebuie să le îndrept. La familia mea am lucruri care trebuie să le îndrepte. Dar cu toate acestea nu deznădăjduiesc și apelez la îndurarea și la mila și la harul lui Dumnezeu, pentru că încă mai este har. Dacă tu mai ai lucruri de îndreptat, dacă tu mai ai lucruri de care trebuie să te pocăiești și le știe inima ta și viața ta și știi tu gândurile și luptele tale și problemele tale, astăzi, pentru că ai auzit glasul lui Dumnezeu și ai auzit mesajul Evangheliei, încă avem harul să ne rugăm Domnului Iisus, să ne cerem iertare ca cei din Ninive și să realizăm că Dumnezeu în bunătatea Lui poate să schimbe viitorul nostru. Dumnezeu în bunătatea Lui poate să schimbe hotărârea de a nimici, de a pedepsi, de a judeca. Dumnezeu este un Dumnezeu încă plin de bunătate. Un Dumnezeu încă este un Dumnezeu plin de îndurare. Dumnezeul nostru este încă Dumnezeul celei de-a doua șanse, asemenea fiului risipitor, asemenea pentru Petru, care după ce s-a lepădat de Iisus, s-a întâlnit cu El la Marea Tiberiadei și când a înțeles că este Domnul, a sărit din corabie, s-a îmbrăcat și s-a dus la mal să se întâlnească cu Mântuitorul Lui. Prima întâlnire după lepădare, prima discuție împreună, mă iubești Tu mai mult decât aceștia? Te iubesc, Doamne, paște mielușei mei, mă iubești Tu mai mult, Petre? Doamne, Te iubesc, paște oițele mele. Petre, mă iubești Tu mai mult decât aceștia? Ce că Petru s-a întristat că l-a întrebat Domnul la treia oară și știți că mi-a răspuns, Doamne, Tu toate le știi și știi că Te iubesc. Domnul toate le știe din viața mea și din viața ta, dar mai știe ceva. Așa cum suntem, încă îl iubim pe Domnul. Și asta e vestea bună. Dacă îl mai iubești pe Domnul, îndrăznește înaintea Lui și în momentele care urmează să ne rugăm, cereți iertare sincer, cu pocăință, cu smerenie și să ne ajute Dumnezeu pe toți să trăim o viață după cuvântul Lui. 1. Pocăința este o poruncă pentru toți oamenii. 2. Pocăința a fost predicată și trebuie să o practic. 3. Pocăința îmi va decide viitorul înaintea lui Dumnezeu. Există o zi a judecății pentru toți oamenii și este o vreme de cercetare pentru toți oamenii. După ce Pavel a predicat, când au auzit ei de învierea morților, ce că își băteau joc. Întotdeauna predica despre pocăință va fi o predică batjocorită, nu va fi o predică aplaudată. O predică în care să du-te bă de aici, bă, tu vii cu astea, lasă-ne mă cu pocăința, uite ce vremuri trăim, uite care e levelul în care suntem, bă, du-te mă de aici, bă, pleacă, lasă, adu ceva mai bun. Nu ne interesează, spune lumea, este ceva ce e istoric, ceva demodat, nu prins la așa ceva, n-are rost să-ți pierzi vremea. S-a întâmplat încă în Atena, în Areopag. Dar din cauza aceasta, Pavel nu și-a schimbat mesajul ca să prindă oricum oamenii aceia, cum facem cei mai mulți dintre noi. Pavel nu și-a modificat schița, nu a fost mai miros, nu a încercat să-i prindă, să-i atragă, să aibă vreun beneficiu de la ei, ci spune că Pavel a ieșit dintre ei. Și a spus treaba, a spus mesajul, nu a fost primit. Asta a spus Domnul Iisus, unde vă vor primi, intrați, orați de bine, unde nu, scuturați praful după picioare și plecați în altă parte. Dar voi spuneți-vă mesajul. Alții zice, pocăința este un mesaj batjocorit. Al doilea, pocăința este un mesaj amânat. Auzi, prietene, asupra acestor lucruri, altă dată, n-avem vreme acum, du-te, lasă-ne în pace. Adică, sunt prea tânăr. Știu că dacă mă pocăiesc, trebuie să mă las de ele și nu, când o să îmbătrânesc. Mulți am întâlnit să-mi spună, băi, lasă, după ce ies la pensie, după ce îmi trăiesc viața, mai am de rezolvat niște lucruri, mai am niște polițe de plătit, mă pocăiesc după aia că am vreme. M-am întors la Domnul 90. Aveam 17 ani. Un predicator a făcut chemarea la Cluj. Eram în ultima bancă în biserică. Plângeam, mă cerceta Duhul lui Dumnezeu. Nu e niciodată asta. O să rămână toată veșnicia impregată în mintea mea și în inima mea acea seară. A fost ziua de har în care Dumnezeu m-a smuls din ghearele celui rău. Cum spune cântarea, îmi va rămâne în memorie o zi care s-a schimbat viața mea, ziua aceea mereu o voi ști că semnul iubirii e în ea. Și-a făcut fratele invitația și a zis, dacă crezi și dacă știi că ești păcătos, vină în față să ne rugăm pentru tine. Și mi-era atât de rușine și plângeam și i-am spus, nu ies, că mă vede toată biserica și nu vreau să ies. Și eu mai spus odată,
îți mai spun încă o dată, vină în față, pentru că Dumnezeu vrea să te cerceteze, vrea să schimbe viața, vrea să facă un copil al tău, al lui. Și n-am ieșit și într-un final zice, o să spun pentru ultima dată, poate veșnicia se va termina aici și nu o să ai ocazia. Și m-a ridicat în picioare și parcă cu ochii închiși m-am dus până în capătul bisericii și am căzut pe genunchi în fața amvonului, plângând. Vreau să spun că în câteva secunde s-a umplut locul. Trebuia să ies eu primul, nu știu de ce a avut planul lui Dumnezeu asta. Și din ziua aceea am înțeles că trebuie să-L urmez pe Hristos. N-am fost un om bisericos înainte, n-am știut despre asta. Dar când am auzit cuvântul și mi-a străpuns inima și Duhul lui Dumnezeu a mișcat mintea mea, m-am dus acolo și m-am predat lui Dumnezeu. Și apoi cu prima ocazie, încercând să-mi schimb viața tot mai mult, pocăindu-mă de toate păcatele mele, am primit botezul în apă și am început să slujesc lui Dumnezeu. Am spus aceasta ca o încurajare, nu ca o laudă pentru mulți de aici. Dumnezeu este bun și încă este milostiv și iertător. Mulți m-au întrebat, dar ți-ai stricat mintea, ești normal cu capul? De ce te-a apucat să faci asta la 17 ani? N-ai tu vreme să mai stai? Bă, copil, ești tânăr, nu ți-ai trăit viața. Pe cine ai omorât? La cine ai dat în cap? Ce ai făcut? N-am făcut nimic, chiar că nu era un copil problemă la părinți. N-am avut ce face cu poliția și cu alte lucruri. Dar am fost păcătos în mintea mea, în sinea mea, în mentalitatea mea, am înțeles că am nevoie de un mântuitor. Poate ești tânăr în locul acesta la Londra, ai venit aici și nu ai scăpat de părinții care își cicăleau viața, care te-au chinuit. Ai scăpat de reguli, în sfârșit poți să fii tu însuți, să-ți faci ce vrei, să-ți faci cum îți place, să te lăfăi cum vrei tu. Tu dai cu capul, tu o iei în freză, dar tu totul tragi, totul suferi. Ești un om orgolios, ești un om plin de sine, ești un om care nu se lasă cercetat, ești un om care crezi că Dumnezeu nu are nimic cu tine și îți place să-ți trăiești viața așa cum vrei tu. Îți place să-ți trăiești viața crezând că într-o zi te vei întâlni cu harul lui Dumnezeu și încă ai timp să beneficiezi de bunătatea lui Dumnezeu. Și încă poți păcătui, și încă poți să o faci, și încă poți să o repeți. Și faci din Hristos mașina de spălat păcatele tale în fiecare zi, crezând că Dumnezeu nu obosește iertând. Ba Dumnezeu într-o zi să spune stop. Dumnezeu într-o zi o să spună stop. Dar nu știi ziua când o să spună sau când o să-mi spună. De aceea acum, în seara aceasta, astăzi, trebuie să mă pocăiesc înaintea lui Dumnezeu ca să am veșnicia asigurată. Ne ridicăm în picioare, toată biserica pe el. Și emit o rugăciune înaintea lui Dumnezeu și ne cerem iertare. Și vrem să-i cerem lui Dumnezeu putere să ne pocăim. Și dacă vom fi pocăiți cu adevărat, vor fi mulțimi de oameni afară și vor veni și se vor întoarce la Dumnezeu. Că un om, ca să-l aduci la pocăință, nu trebuie să-i predice Evanghelie tare multe. Pentru că nu vine la mântuire. Știți de ce nu vine la mântuire când îi predici Evanghelie? Că Evanghelia faptelor tale nu este cum o predici, este altceva. Este o diferență între ceea ce îi spun la om și între ceea ce vede omul în mine. Și omul zice, bă, oi fi tu cum îi fi, mersi, lasă-mă în pace. Dar când vei trăi cuvântul lui Dumnezeu, când vei fi un om schimbat în viața ta, oamenii te vor trage de mână, omule, unde mergi la biserică, ce faci, vrei să fim ca tine? Să dea Dumnezeu să fim o biserică plină de oameni schimbați, plină de oameni pocăiți, plină de oameni care așteaptă venirea Domnului. Dumnezeu să binecuvânteze pe el. Ne rugăm!
Amin. Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Amin. Ocupați locul câteva momente. Doar câteva anunțuri. Mulțumim tuturor celor care ați rezistat până la capăt în casa lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvânteze. Și săptămâna viitoare, miercuri, rugăciune de la 7:30 la clădirea de peste drum. Vineri tineret, duminică, evangelizare de dimineață, de după masă, aceleași ore, 10 la 12 și 18 la 20. Domnul să vă binecuvânteze. Încă câteva anunțuri. Este botez în apă, ultima duminică din lună. Domnul să binecuvânteze pe toți acei care au hotărât să facă lucrul acesta și care mai vor să iei legătura cu fratele păstor. Zic ca Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Amin. În continuare, miercuri, am uitat, avem studiu biblic, Romani capitolul 7, jumătate de oră, 40 de minute în fiecare miercuri. Am ajuns la capitolul 7 din Romani. Au făcut aici fratele Tiberiu o promisiune că cel care va învăța capitolul de pe rost va primi o carte sau o Biblie de la standardul de cărți, de la fratele Peter. Domnul să-i binecuvânteze tuturor celor care vor învăța tot capitolul de pe rost până miercuri. Domnul să vă binecuvânteze. Vă așteptăm la părtășie, în spate, la ceai, la o prăjitură. Domnul să vă binecuvânteze tuturor celor care vor să plecați pe ușa din stânga. Domnul să vă binecuvânteze, o săptămână binecuvântată. Amin.